În cazul exudatului faringian, există un departament de triere bacteriologie separat de probele de sânge. La triere se dă o poziție care se regăsește în registrele de lucru de la bacteriologie, ușurează citirea a doua zi de către medic, pentru că sunt foarte multe probe și efectiv căutarea în registru se face după acest cod de poziție. Se însămânțează proba pe medii de cultură, în cazul exudatului faringian, geloză, sânge și saburo. Alte culturi se însămânțează pe alte medii de cultură specifice probei respective. După ce s-a făcut însămânțarea, proba se pune la termostat unde stă 24 de ore. La 24 de ore se face o primă identificare pe sânge. Cele pe saburo se țin 48 de ore. Pe sânge urmărim dezvoltarea bacteriilor, cele patogene, septococ beta-hemolitic, stafilococ auriu. În cazul în care se dezvoltă bacili, de exemplu, îi dăm ca și prezență, pentru că numai la pacienți imunodeprimați sau în situații speciale aceștia sunt patogeni. Dar cei patogeni esențial urmăriți în exudatul faringian sunt streptococul beta-hemolitic și stafilococul auriu. Pe saburo se urmărește prezența levurilor, candida. Acestea au o dezvoltare mai lentă, de aceea se țin la termostat 48 de ore. La 24 de ore se urmărește sângele, se urmărește prezența sau absența streptococului sau stafilococului. În cazul în care există o cultură pură, din care se poate face imediat antibiogramă și identificare, se face acest lucru. În cazul în care nu este o cultură pură, sunt colonii izolate, acestea sunt repicate, deci se trec încă o dată pe mediul de cultură cu ansa sterilă, se face o repicare, așa se numește, ca să obținem o cultură îmbogățită și o cultură pură, din care apoi, a doua zi, pentru că și aceasta are nevoie de 24 de ore de creștere la termostat, la 37 de grade Celsius, a doua zi se face antibiograma din cultura pură. Antibiogramă și identificarea la streptococ de grup. La 48 de ore se urmărește prezența sau absența levurilor, se face și antifungigramă și se dau apoi în rezultatul final, de exemplu streptococ beta-hemolitic de grup A prezent, candida, frecvente colonii. Există metode automatizate, dar acestea nu exclud incubarea, deci oricum și acestea au nevoie de însămânțare. Pe medii de cultură nu se poate face nimic automat din tamponul care s-a recoltat.